Tot mai multe persoane ajung să sufere de oboseală cronică, o afecțiune ce nu se tratează prin câteva ore de somn în plus, ci trebuie atent investigată de către un medic specialist, întrucât ne pune viața în pericol. Cum ajungem în acest stadiu, dar și cum putem trata oboseala, aflați chiar acum. Astăzi vorbim despre oboseala cronică, o problemă comună care afectează milioane de oameni și poate avea un impact semnificativ asupra calității vieții. Vom explora în detaliu oboseala cronică analizând principalele trei cauze, stilul de viață, factorii fiziologici și factorii psihologici. De asemenea, vom oferi soluții practice pentru a începe să faci o schimbare pozitivă. Începem cu factorii de stil de viață. Aceștia includ activitatea fizică intensă, excesul de exerciții poate duce la oboseală persistentă, sedentarism. Lipsa activității fizice poate contribui și ea la senzația constantă de oboseală. Obezitatea. Supraponderalitatea pune stres suplimentar pe organism, ducând la oboseală. Dieta hipocalorică, un aport insuficient de calorii poate duce la energie scăzută. Consumul excesiv de cafea și alcool, acestea pot afecta calitatea somnului și nivelul de energie. Somnul, calitatea și cantitatea somnului sunt cruciale. Mâncarea ultraprocesată, alimentele procesate pot duce la variații rapide ale nivelului de energie. Este important să recunoaștem când oboseala cronică necesită intervenția unui medic. Dacă te confrunți cu oboseală persistentă care îți afectează viața de zi cu zi, este esențial să consulți un specialist pentru a identifica și trata cauzele subiacente. În concluzie, oboseala cronică este o problemă complexă cu multiple cauze. Adoptarea unui stil de viață sănătos, recunoașterea și gestionarea factorilor fiziologici și psihologici pot aduce îmbunătățiri semnificative. Relatează observatornews.ro